În perioada 9-15 mai au fost executate numeroase lucrări de amenajare, respectiv lărgiri de parcări ce au vizat zonele bloc A27 Găvana 2, bloc F1 Paltinului, bloc L15 Pictor Nicolae Grigorescu, strada Florilor, bloc 64A Trivale, bloc 68C Trivale, bloc 10A, bloc 10B Trivale, bloc B23 al 1-ului, bloc Q3 Calea Bascov, bloc M7 Carol Davila, bloc B8 Prundu și bloc B4 Banat. Tudor Vadimirescu, deja am început masiv lucrările de asfaltare, lucrări care, pentru a fi puse în operă, am realizat pregătire din toamna anului trecut și ceva în primăvara acestui an. Le-am început de vreo săptămână și ceva, fiindcă vremea nu ne-a permis. Au mai fost executate lucrări de lărgire pe strada Pictor Nicolae Grigorescu și strada Mircea Eliade, dar nu numai. Procedurile de licitații, cele care ne-au întârziat, au fost anumite contestații, au fost reevaluări și așa mai departe, așa încât acum s-a ajuns la această fază concretă de asfaltare. Sunt anumite zone în care nu se va lucra, deoarece amenajarea se va face prin finanțarea obținută din fonduri europene.